Să fiu alături de dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât și la nivelul Ministerului Educației pot afirma faptul că este prima rectificare pozitivă, semnificativă la nivelul Ministerului Educației și mulțumesc pentru asta, pentru susținerea manifestată la nivelul Guvernului și a Ministerului de Finanțe. Am spus susținere, am spus rectificare semnificativă pozitivă. Practic avem o suplimentare directă cu suma de 670 de milioane de lei. Aceste resurse financiare vor fi utilizate pentru plata sentințelor judecătorești în avans pentru anul 2016 în cuantum de 560 de milioane de lei pentru învățământul preuniversitar. Avem alocări pentru învățământul universitar de 120 de milioane de lei. De asemenea, avem acoperite creșterile salariale de 5% din învățământ din luna septembrie. Pentru învățământul superior, sumele fiind incluse în bugetul Ministerului Educației, valoarea se ridică la 30 de milioane de lei pentru lunile care urmează, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, pentru că va intra în septembrie. Avem în bugetul educației 12 milioane de lei pentru creșterea salariilor personalului nedidactic, creștere care urmează să fie pusă în operă începând cu data de 1 august. Aceste lucruri la nivel salarial. Din fericire, avem rezolvate și o serie de alte probleme cu impact național sau impact internațional. La impact național mă refer la cei 44,5 milioane care se regăsesc ca finanțare pentru Institutul Cantacuzino. Suma acoperă atât datoriile la stat și către terți ale institutului, cât și cheltuielile de funcționare pentru lunile care au rămas până la sfârșitul anului. Din anul 2016 urmează să primească finanțare personalizată prin legea bugetului de stat. Avem finanțare pentru de plus 13,8 milioane pentru cluburile sportive universitare. Avem finanțarea asigurată pentru cei 50 de lectori care predau limba română peste tot pe mapa mond. Se adaugă finanțare pentru organizarea conferinței de la Leipzig și Berlin, conferință care este foarte importantă, România fiind țară organizatoare. La acest nivel, suma se ridică la 8,8 milioane lei pentru Institutul Limbii Române. Avem de asemenea, tot pentru prima oară, situația în care, după 55 de ani de funcționare a programului Fulbright, e drept prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, după 55 de ani România are aceeași contribuție cu Statele Unite. Până acum, contribuția Statelor Unite ar fi trebuit să fie egală cu cea a României, însă era mult mai mare. Iar anul acesta s-au găsit posibilități pentru alocarea sumei de 500.000 de dolari, astfel încât bursele Fulbright să fie plătite la paritate de către statul român și statul american. Avem prevăzute, în plus, suplimentare efectivă cheltuielile pentru dezafectarea reactorului nuclear de la Măgurele. Un lucru, de asemenea, pe care îl consider foarte important. Avem cheltuieli de capital în sumă de 90 de milioane de lei alocate către obiectivele de investiții finalizabile pe parcursul anului 2015. La acestea se adaugă cheltuiala din sold în valoare de 190 de milioane de lei pentru universități și o altă cheltuială din sold de 60 de milioane de lei pentru cămine cantine.